Pentru unii timpuri bune, Tesla, apartamente de 400.000 de euro, dar pentru ceilalți, promisiuni cu integrare europeană. Integrare europeană la Paștele Calului. Când băieții ăștia s-au săturat de Tesla, de mașini de elită, de vile psihotare și de viață nobilă, și aici, și în călătorii, în diferite colțuri exotice ale planetei, poate moldovenii se vor trezi la realitate și vor înțelege că atâta timp cât ne hrănesc cu promisiuni de integrare europeană, ăștia au băgat mâna pe buzunarele moldovenilor și îi scutură de ultimii bănuți care mai au moldovenii. Vreau să începem anul ăsta cu noutăți pozitive din Republica Moldova. Pentru că tot ne învinuiesc ăștia de la guvernare că mai avem noi oare să criticăm guvernarea. Nu, ia că de data asta vrem să vă lăudăm. Să vă lăudăm pe voi cei care conduceți Republica Moldova și care prin o mare fals ați ajuns să conduceți cu tot, cu toate instituțiile. Și pentru voi au venit timpuri bune, pentru membrii de partid și pentru cumătrii lui Spânu chiar au venit timpuri bune. Eu vreau să vă întreb pe moldovenii sărășiți, hemesiți, care alergați și împrumutați de pe la microfinanțări bani ca să acoperiți creditele luate mai devreme. Cum o duceți voi? A fost Moș Crăciun la voi anul ăsta? Și vreau să vă arăt o știre pozitivă. Pentru că Moș Crăciun, de fapt, întâi a trecut pe la membrii de partid la PAS și le-au adus cadouri generoase și nu doar anul ăsta. Și anul trecut o trecut și mai an țărți că îi dăm au 3 ani la guvernare. Dar unii funcționari, eu cred că îl prind pe Moș Crăciun, că el trece prin vamă Moș Crăciun, nu? În primul rând trece prin vamă Moș Crăciun. Apoi că întâi la Vamiș, Moș Crăciun le-a adus la mulți din Vamiș cadouri excepționale. Vă pare puțin? Ia uitați-vă la un video publicat de un mare Vamiș, care e mare șef pe una din filialele numărul 1 Chișinău, da? Unul oarecare Gore, care i-a adus Moș Crăciun două Tesla, noi nouți. Vorba fostului șef de la Banca Națională, care s-a furat miliardul și el nici nu știe. Drăguțanul 1, mai țineți minte, care spunea când l-a întrebat la Parlament, dar ce-ați cumpărat două mașini? Știi ce-a răspuns? Dar dacă una străcă. Așa și Gore, au luat deodată două Tesla și 60.000 de dolari, dar și noi bani n-avem. Două Moș Crăciun, de două deodată. Dar dacă una străcă. Tot Gore au zis că are un apartament. Un apartament de 400.000 de euro, vă 300 de metri pătrați. Tot el spune. Și multe, multe alte bunuri. Diferite mașini, diferite case, nu știu mai. Așa e că Moș Crăciun întâi a trecut pe la membrii de partid, dar vă închipuiți lui Grosu și i-a lăsat. Sau la alții. Sau lui Recean. Sau lui... nu mai știu cui. Dar cel mai important lucru pe care vreau să vă-l arăt. Din noutățile pozitive. Noi suntem pozitivi anul ăsta. Este filmulețul publicat de acest oarecare Gorea, pentru că ei la sindrofia lor au întâlnit Revelionul, dar ei băieți care știu că Moș Crăciun trebuie așteptat cu mâncare bună, cu băutură bună, că altfel Moș Crăciun la noi nu vine. Și ei la sindrofia lor publică un film făcut tot de dânsii. Și uitați-vă atent la film, în care o iau peste picior pe Maia Sandu, cea care de fapt i-a adus în cârc pe tăța ăștia milionari, și pe Igor Grosu. Uitați-vă la film, e beton filmul. Cine l-a făcut merită premiul Oscar. Dar eu mă întorc la băiatul ăsta. Dacă omul e talentat în ceva, e talentat în orice. El e și famiș, el e și antreprenor, el e și cu mătru, acum e mai nou și spune, partener de afaceri cu Andrei Spânu. Și iată toate aceste calități le încununează una care se numește regizor. El singur face film, el singur le filmează, le montează. Băietul e talentat, 100%. E fantastic, un băiat tânăr, înalt, zvelt, face parte din nobilimea noua Republicii Moldova. Uitați-vă la tot filmul, că nu-i mare, e un minut calitativ făcut și după asta vă arăt investigațiile acestui Gorea și vă arăt declarația lui de avere, n-am inventat nimic. Și-o scris-o cu mâna lui. Ca să vă convingeți voi moldovenii că timpurile bune au venit în Moldova. Voi nu le știți. Voi nu le vedeți. Asta, timpurile bune arată ea ca așa. Cum arată declarația de avere a lui Gorea. Ia fiți cu ochii pe noi, invidioșilor. Și o să vedeți și timpuri bune au venit. Hai! Финансовой поддержки нового начальства. Студия
Paramount Таможня представляет. Смотрите во всех кинотеатрах мира. Пост Гамал Регионал Кишинел номер 1. Это вам не номер 2. А если я скажу, что это для Игоря Гроссу, пропустишь? Короче, завтра сам приеду к вам на пост, разберемся. Ну и напоследок. Николай, 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 не смогу разлюбить твой лали-лалай. В общем, веди себя там хорошо. Acest domn Gore apare în vizor în data de 22 octombrie, fiți atenți, 2019, da? Pretendenții la funcția de director al serviciului VAMAL. Avere și interese. Ziarul de gardă, iată, Ziarul de gardă face o investigație acum câțiva ani de zile, când a venit prima dată Maia Sandu la putere și era prim-ministru, ăsta avea promisiunea că va fi director la serviciul VAMAL. Numai că nu o dovedi să termine concursul și Maia Sandu și-o dat demisia, dacă mai țineți minte. Și aici sunt câțiva pretendenți. O doamnă, un domn, nu mai știu cine să ăștia, nu, nici nu tare am încercat să intru în detalii, și vine prietenul nostru care îl cheamă Iurii Gorea. Fiți atenți! Și aici spune toată biografia lui că el a lucrat cândva la VAMA prin 2007. Cel mai important ce vreau să vă atrag atenția, uitați-vă la fața lui ca să-l memorizați, băiatul, da. Și aici scrie că este unul dintre partenerii, acest proiect este Andrei Spânu. Unul dintre partenerii lui Gorea în acest proiect este Andrei Spânu, actual secretar al guvernului. Atunci și Spânu era secretarul guvernului. Și mai departe pe text merge toate combinațiile făcute până atunci. În 2003-2007 Gorea a activat în cadrul serviciului VAMAL în calitate de inspector. Ulterior a fost broker VAMAL și expert operațiuni de import-export în cadrul mai multor firme. Și mai important, băiatul ăsta, soția sa, Nadejda Gorea, e fondatoare la publicații periodică și o companie, am ușa să vedem. N-am nicio tangență cu Ioronu și el povestește și tangență are și nu are. Cel mai important e că el, băiatul ăsta, Gorea ăsta, are o companie de brokeraj. Tot el spune, am ușa să vă dau și titlul de aici. Șef la numărul 1 Chișinău. VAMA numărul 1 Chișinău, așa de la industrială. Nimeni nu-și pune întrebări cum un băiat care e șef la VAMA are și companie de brokeraj. Legea spune clar că vamiși n-au dreptul să aibă companie de brokeraj. Pentru că e conflict de interes. Tu nu poți să fii și vamiș, tu și să te vamiezi. Tu nu poți face lucrurile astea. N-ai dreptul. Legea spune, nu o spun eu. Dar dacă ești cu mătru ca Andrei Spânu, asta nu se bagă. Nimeni să te întrebi. A nici, mie, asta e runda. Dar fiți atenți la detalii. Sunt mega important. Vă arăt după toată investigația asta. Eu am s-o public pe toată. Care se numește declarația de avere a lui Gorea. Ia uitați-vă. Aici, Gorea Iuri. Ca să nu spunem detalii, asta e pentru anul 2022. Da? Fiți atenți. Gorea Iuri. Și amu mergem în jos. Ei, iată, pentru 22, da? Ca să nu fie discuții, el încă pe 23 probabil nu a depus. Bugor Service, Cordon Trader, azi vă arăt fiecare dintre ei și se ocupă și tot așa. Iată să vedem la datorii, venituri obținute din donații și moșteniri. Gorea Iurie, Gorea Valentina, donații. I-a dat 10.000 de euro, da? Ia uitați-vă. Donații de la părinți. Este tot ca și Alexei Buzu, cu donații de 10.000 de euro de la părinți. Venituri obținute din străinarea bunurilor. Nu și-au mai străinat din bunuri. Pot să vă dau și toată declarația. Și sunt și proprietățile, băieți. Valoarea de piață. 1.000, 1.000, 1.000. Nu mai știu eu și să este toate. Hectare, pământuri, loturi, terenuri. Băiatul duce nu că bine, dar de tot. Eu am să mă opresc la ce mă interesează pe mine. Posesii, 2015, nu știu, dar costă 30.000 de euro, nu știu ce, contract de nu știu ce. Apartament, eu asta vreau să mă opresc, iată, apartamentul băiatului, din 2015, 293 de metri pătrați, valoarea de piață, 400.000,
400.000, băieți, iată, vedeți? 400.000 de euro, da? Ca să nu avem discuții. 400.000 de euro, apartament, 300 de metri pătrați. Și mai jos, autoturism, ia uitați-vă. Model Y, 2022, 57-60.000 de euro. Model Tesla, model Y, încă un model, 2022, proprietate, 59.000 de euro, da? Și ce mai este? Autoturism Toyota, Toyota Camry, Toyota Solara, 14, 12 și mai scurt. Toyota, astea nu le socoate nimeni. Și o datorie, băiatul s-a arătat compromutat, nu mai știu, am să văd dacă o găsesc. Să nu spun minciuni, că am găsit-o undeva, era scris și datoria. Ca să înțelegeți că băiatul și-a luat București, comerț. Ei, băiatul e băiat serios, ce vorbim noi? Creditor, are un credit, sumă inițială de 100.000 de euro, da? Anul scade în 2023. El în 3 ani de zile i-a dat 100.000 înapoi, rata dobânzii. Moldincom Bank, Viup, nu știu ce mai are, 300.000, 55.000. Mai în scurt, mai are încă unul și liceu, copiii sunt la liceu Da Vinci, probabil, sau și mai are, 120.000 de lei. Undeva avea încă un credit de 210.000 de euro. 210.000, dar trebuie să-l caută aici, trebuie să fie atent. 210.000, cred că împreună, toate împreună, că așa spune el. Și vreau să vă spun. Un băiat foarte tânăr, probabil l-ați mă uit la an sub 40 de ani, cu apartamente, cu imobile, de sute de mii, astea sunt milioane de lei. Dar vedeți că nu trebuie să fii mai bogat decât Andrei Spânu. Casa lui Andrei Spânu costă 400.000 de euro. Și a partenerului de afaceri, doar apartamentul e 400.000. Dar închipuiți-vă tupeul vameșilor. Eu nu ne-al pot închipui. Tesla, două Tesla, aceleași Tesla cumpărate, probabil pentru el, soție și mai are el. Noi, oamenii în Republica Moldova o duc foarte bine. Iată timpurile bune cu adevărat au ajuns. În primul rând la membrii de partid PAS. Pe mine mă deranjează că pe noi ne hrănesc și ne spun strângeți curaua, înțelegeți că e greu, acum e greu la toți, noi trebuie să rezistăm, să ajungem în Europa și acolo o să trăim mai bine cu toți. Noi, băieți, pe voi, deja la voi Europa au venit, model Tesla, nu știu de care, apartamente de 400.000 de euro, la voi nici în Europa mulți nu trăiesc așa. De întrebarea mea pentru diaspor, câți din diaspor își pot permite lucrând la stat să aibă două mașini Tesla într-un an cumpărate. Într-un an! Și mașini, și casă, și alte bunuri, de sute de mii. Unde e Aniu? Aniu care îl controlează oamenii încrămași de la Plahotniuc și promovați de Parlament, de Igor Grosu. Promovați la Ani, care nu văd nicio problemă cu astfel de averi impresionante. Nu văd nicio problemă. Pe nimeni nu deranjează proprietățile uriașe pe care le au unii funcționari în statul ăsta. Dar să vă spun secretul cel mai mare. Promisiunea pentru acest băiat este să reziste că o să-l facă șef pe vamă. Eu nu știu, vor să-l demită pe Talmazan să-l facă șef pe ăsta. Că ăsta probabil e mai ascultător decât Talmazan. Are sens să vorbim. Restul trebuie să aștepte când o să ajungem în Europa. Dar băieții șmecheri din anturajul lui Spânu și a Pasului nu mai așteaptă să ajungă în Europa. La dânsii au venit timpurile bune. Și mai aveți atâta tupeu să filmați, să faceți singuri filme, să luați peste picior președintele Maia Sandu și voi pe urmă îi spuneți că eu, care n-am nicio tangență cu statul ăsta, sunt răutășios cu voi, voi scuipați în căruța care v-a dus pe voi și v-a făcut șef, deputați, miniștri, șef de vamă, ea, Maia Sandu, pe ebuie, evo trăi pe tăți, băi, nenorociților. Și voi faceți hohmi. Eu am o rugăminte către toți cei care au urmărit filmul până aici, până la momentul ăsta. Distribuiți să ajungă și la Maia Sandu și la Igor Grosu să văd reacția lor. Ăștia au demnitate întrânșii. Dacă nu-i nici de data asta nicio reacție, înseamnă că se poate descuipat și în Maia Sandu și în Igor Grosu, se poate de făcut orice, pentru că membrii de partid își permit. La dânșii, în partid, nu la mine. Că ăsta e membru de partid din mai mulți ani. El din 2019 și tot vrea să fie șef pe vamă. Haideți cu noutățile pozitive și aștept reacții de la cei care sunt mari fani de la PAS. Pe voi nu vă deranjează astfel de noutăți pozitive? Mai ales pentru diaspora întreb, cei care ani de zile caută să grămădească bani și nu pot să-și cumpere apartament sau să-și termine o casă aici la Chișinău sau într-un sat depărtat. Că nu poți, pentru că trebuie să lucrezi 15 ani. Și băieții ăștia șmecheri de 30 de ani cu casă de sute de mii de euro, cu apartamente, cu mașini. Ați înțeles? Pentru ce am luptat.
ca să-l fugărim pe Plahotniuc, să fure Eșlalț. Să-l fugărim pe Dodon, să fure Eșlalț. Și ei am unii sperie că dacă noi ați criticăm guvernarea, o să vină partidele de stânga. Nu! Vin din cauza noastră a partidelor extraparlamentare sau pentru că Costiuc vă critică. Pentru că voi sunteți nisătui, băi. Că voi furați mai mult decât putem produce noi ca societate. Încă o dată mă conving că povestea cu integrare europeană e de adormit copiii. Și nu-mi vinuiți pe nimeni. Eu sunt pentru reîntregirea națională. Sunt pentru unirea cu România. Mâine scoatem hotarul și am terminat-o cu toată povestea asta cu Vameș și cu tot felul de lipsă de control total. Eu sunt pentru integrare europeană prin reunirea cu România. Mâine. Mâine am votat, mâine am terminat proiectul ăsta pentru că e falimentar. Voi ne povestiți că optimizați școli, universități, spitale, că n-avem bani. Dar eu zic că un stat care e falimentat, el trebuie să optimizat dracului. Statul faliment care nu se poate întreține pe el, trebuie optimizat, lichidat. Cum faceți voi? Dar trebuie cu statul. Știți cine o să piardă? Ministrii, deputații o să piardă, dar oamenii simpli, profesorii, medicii, o să aibă de câștigat. O să aibă de câștigat în urma unirii cu România, o să fim partea UE, partea NATO. Asta este momentul în care trebuie să facem reîntregire națională. Că altfel voi doar faceți bani cu uzina metalurgică, cu Transnistria, voi aveți deal-uri cu toți bandiții. Dar ne povestiți la televizoare, răbdați, aveți răbdare, trebuie să aveți înțelepciune, să răbdăm. Cât? Dar voi de ce nu răbdați? Dar ce voi nu trăiți ca toată societatea? De ce nu trăiți ca toată societatea? Asta așa e. Noutăți pozitive la început de an. Haideți. Următoarea noutate, cum o găsim, vă spunem și voi. Doamne ajută și la mulți ani. Hei, hei.